Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă Google Keep. Mergem în magazin Play și căutăm Google Keep. Google Keep, note și liste. și apăsăm instalează. Vedem că aplicația noastră Google Keep s-a instalat și apoi apăsăm deschide. Vedem, păstrați totul. Liste, faceți fotografii, exprimați-vă părerile. Cu chip puteți face tot ce doriți. Începeți. Automat am intrat în contul meu Google. Da, ne logăm cu contul Google și luăm acum de la dreapta la stânga. Care note, ce putem încărca? Putem încărca, de exemplu, o imagine. Putem face o fotografie sau alegem o imagine apăsăm alege o imagine, dăm click pe imaginea care uh, dorim noi uh, uh, și o încărcăm. Dăm apoi înapoi, apoi putem să adăugăm note audio. Ceea ce noi spunem automat, aplicația ne va scrie. Haideți să vă arăt. Deci apăsăm pe microfon. Dăm, permiteți note keep să înregistreze audio în timpul folosirii aplicației. Și acum ne vom întâlni pe data de 31 iulie în cadrul proiectului, diferit de aregali. Vedem că nota s-a salvat și scriem întâlnire proiect. Apăsăm pe săgeat în jos și vedem că nota noastră a fost adăugată. Ce mai putem adăuga? Apăsăm pe pătrățelul cu bifă și putem adăuga articol din listă și titlu. Apoi avem posibilitatea să apăsăm în partea dreaptă în jos avem un plus și adăugăm o notă nouă. Întâlnire. Proiect. E Și aici îi dăm o descriere. Recapitulăm. Ca note. În Google Chip putem să facem o fotografie, da? să adăugăm o imagine, să adăugăm un desen, să ne înregistrăm. Iar ceea ce noi înregistrăm, aplicația ne transcrie și ne arată în scris ceea ce noi spunem și avem casete de selectare. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise. Tutoriale și religie în proiectul curriculum relevant educație deschisă pentru toți cred